Ai văzut titlul și imediat ai dat click, nebunule, e scandal! Voiam să mă liniștesc, să nu mă mai iau de nimeni și să-i las pe alții mult mai competenți decât mine să fac asta, dar nu pot. Mă mănâncă lângă oază. Mi-am luat trigger de la fratele lui Vlad Munteanu, băiatul care întoarce privirile tuturor fetelor de pe stradă. Ați auzit de Cristi, nu? Cristi! Bă, Cristi! Mă gândesc că fiind gemeni se întâmplă același lucru și lui Cristi. Are băiatul ăsta două canale de YouTube, ca și mine. Și unul dintre ele e de gaming. Context. Eu pe canalul secundar fac destule videoclipuri, postez mult mai des ca aici, dar deși încerc cât pot de mult, nu am energia lui Cristi Munteanu sau abilitățile lui în gaming, în special Minecraft. Nici nu știu cum se joacă jocul ăla și pentru anul ăsta îmi propun să învăț să-l joc. Da, îmi propun să învăț să joc Minecraft. Așa sărăcie de om sunt. Apreciez oamenii care muncesc, frate, care chiar încearcă să facă din ce în ce mai multe lucruri pentru publicul lor. Bă, da, ăsta, deși se pricepe la gaming, are un defect ce m-a scos din pepeni. Copiază thumbnail-urile altora și apoi, cu mult tupeu, pune și poza lui peste ele. Cum coaie? Cum? Cum să faci așa ceva? Ești fucking enervant, maxim. Ai peste 487.000 de abonați și tu n-ai nici măcar o urmă de respect pentru abonații tăi sau pentru mine, ca și creator de conținut, sau pentru ceilalți creatori de conținut. Ce ai, mă, de făcut la 15 ani? Înveți pentru bac? Înveți pentru facultate? Fă-ți dracu singur thumbnail-urile alea că mor aici. E inadmisibil la nivelul tău să te pretezi la așa ceva. Nu mă uit la videoclipurile tale și, sincer, îmi pare rău, pentru că probabil ți-aș găsi și altceva în neregulă. Că toți avem ceva în neregulă. Dar parcă văzusem undeva thumbnail-urile astea. Mi-a picat fața când am văzut chestia asta. Coae, dar să știi că a greșit doar o dată, de ce te super pe el? Bă, și eu sunt gamer din ăsta și crede-mă că deși îmi place să mă joc, când vine vorba să mă filmez, parcă sunt altfel, crispat, constipat, speriat. Și asta în timp ce Cristi e foarte natural și în largul lui. Bine, după 700 de videoclipuri de gaming postate și eu probabil m-aș simți în largul meu la fel ca el. Și nu, nu e doar thumbnail-ul ăla. Mai e și ăsta, și ăsta, și ăsta, și ăsta, și ăsta, și ăsta. Hai că nu mai continui. Coaie, înțelegi? Efectiv, m-ai scos din sărite. Un thumbnail durează maxim 5 minute ca să-l faci și tu dovedești că nu-ți respecti abonații în primul rând. Și în al doilea rând pe noi, cei care facem videoclipuri și ne mândrim că suntem creatori de conținut. Bun sau slab, dar încercăm să avem un conținut cât mai bun și ne dăm silința. Știi tu, cei care au stat cele 5 minute să creeze acele pictograme peste care ți-ai pus tu muia. Așa că te roagă, fratele tău, hai muncește și tu pentru un thumbnail amărât. Știu că e un efort imens, dar crede-mă că poți. O să știi apoi, în adâncul sufletului tău, că te apreciază la mișto mai mult cu 2%. Hai să vă spun și altă chestie care nu-mi place mie la el. Și na, poate că așa se fac videoclipurile în 2018 și de aia n-am succesul lui. Dacă vreți să aveți un canal de YouTube prosper în 2018, nu vă dați interesul. Fiți flegmatici. Face ăsta mic cu niște videoclipuri atât de sictiri și cu durere în p- că mai are puțin și te doare și pe tine uitându-te la el. Și mai și spui în gura mare că vrei 1 milion de abonați. Frate, toți vrem 1 milion de abonați. Eu nu vreau 1 milion de abonați ca să cânt melodia asta. Suntem diferiți ca persoane. Așa e omul. Eu, spre exemplu, mă stresez și vreau să fac conținut cât mai bun. Iar dacă n-am mai jucat un joc de ani de zile sau doar de câteva zile și joc foarte prost și nici măcar n-am un kill amărât în Fortnite, spre exemplu, nu postez. Pentru că n-am ajuns să postez de dragul de a posta. Mie îmi place să editez, oricât de puțin, orice tip de videoclip. De fapt, nu-mi place, iubesc să fac asta, dar degeaba editez dacă ce editez nu e nici măcar pe departe atractiv. Cum te poți uita la unul care joacă Fortnite, spre exemplu, și spune că bă, eu n-am mai jucat de mult și sper să nu vă deranjeze. Eu oricum fac videoclipul de 10 minute și 36 de secunde, așa, întâmplător, chiar dacă n-am avut niciun kill tot meciul. Frate, un fucking kill, un kill, mai jucai un meci, omorai un amărât la început și ieșai din joc, dar te doare în p-. Eu vreau să învăț de la tine cum să fiu gamer, dar nu am ce să învăț. Și dacă eu n-am ce să învăț, ce să învețe copiii care vor să se apuce de YouTube? De fapt, știu ce ar putea învăța de la tine. Mă doare în p***. Hai să postăm un videoclip de gaming. Ce să jucăm? Hai Fortnite că prinde bine și am niște thumbnail-uri salvate de la Ninja. Am deja și pozele mele pe care o să le pun peste. Spui că vrei să faci colaborări. Fă cu mine, prietenași. Învață-mă Minecraft. Și te anunț înainte că eu nu știu nici măcar o boabă din jocul ăla. Spui că în România gamerii sunt fiecare pentru ei. Păi da, pentru că de bine de rău, filmezi și postezi. Nu trebuie să te stresezi pentru o colaborare. Oricum n-ai face tu o colaborare cu unul ca mine, cu doar 13.000 de abonați. N-ai avea nimic de câștigat, dar asta e. Am două sfaturi pentru tine. Sunt constructive.
Deci, cu plăcere. Dă-ți interesul mai mult. Nu poți sta doar de dragul de a avea 10 minute de videoclip. Și ia-ți 5 minute din timpul tău super prețios și creează-ți în pana mea propriul thumbnail. Uite, ăsta era thumbnail-ul pe care voiam să-l pun la videoclipul ăsta. Dar am zis să nu fiu un exemplu negativ pentru tine. Săptămâna viitoare nu mai postez videoclip pentru că plec într-o deplasare cu serviciul, dar în schimb o să postez pe canalul secundar aproape zilnic. Momentan avem o serie acolo cu joculețe vechi pe care le jucam eu când eram de vârsta voastră. Puteți da un subscribe și acolo, oricum vă va fi de folos acest subscribe pentru următorul giveaway. O să vă arăt aici niște produse primite pe care le voi da la giveaway, dar asta am să anunț în videoclipul următor. Așa că data viitoare când vă cer inclusiv meme-uri, o să postăm acolo. Cu voi a fost Mihai și spuneți-mi, dragilor, mai e vreunul care copiază thumbnail-ul România în afară de Cristiro? Pa!